Pe 20 octombrie curent, în ziua alegerilor prezidențiale, în țara noastră va avea loc și un referendum constituțional care vizează aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Plebiscitul va avea loc la inițiativa Maiei Sandu, care a cerut Parlamentului pe 24 decembrie 2023 inițierea și organizarea acestuia. S-a întâmplat după ce în aceeași lună, același an, Consiliul European a aprobat inițierea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova. Potrivit informațiilor oficiale, prin modificarea legii supreme se dorește confirmarea identității europene a poporului Republicii Moldova și declararea integrării în Uniunea Europeană drept obiectiv strategic al țării noastre. Pe buletinul de vot vor fi tipărite textul proiectului de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova și întrebarea: susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Opțiunile de vot sunt da și nu. La cele 2221 de secții de votare constituite de Comisia Electorală Centrală se pot prezenta toți cetățenii Republicii Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani, cu excepția celor privați de acest drept. Cetățenii pot vota cu buletinul de identitate, cu buletinul de identitate provizoriu și cu pașaportul, inclusiv cu termenul de valabilitate expirat. Noutatea acestui an este votul prin corespondență, o metodă alternativă de vot pentru cetățenii din diaspora. Pentru prima dată, la acest scrutin va fi implementat parțial în 6 țări. Acestea sunt Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Islanda și Finlanda. Doritorii s-au înregistrat în prealabil pentru a putea vota prin această metodă. Buletinele de vot vor fi recepționate de organul electoral până joi, 17 octombrie, la ora 18, adică cu 3 zile înainte de alegeri. În calitate de participanți la referendum s-au înscris 15 partide din țara noastră, 13 cu opțiunea da, printre care Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Mișcare Alternativa Națională, Partidul Politic, Partidul Social-Democrat European, Blocul Împreună, iar cu opțiunea nu, două partide. Este vorba de Partidul Comuniștilor și Partidul Renaștere. Prezența la vot nu este obligatorie, însă fiecare vot pentru sau împotrivă contează. Este o datorie morală și civică a fiecărui cetățean. Al doilea tur nu va exista. Republica Moldova a avut de la independență și până în prezent 4 referendumuri. Primul, în 1994, plebiscitul a fost inițiat de președintele Mircea Snegur, iar cetățenii au votat în favoarea păstrării integrității teritoriale și a suveranității țării. Cel de-al doilea scrutin a avut loc în anul 1999, fiind inițiat de Petru Lucinski. Cetățenii au fost întrebați dacă sunt de acord ca Moldova să treacă de la Republică Parlamentară la Republică Prezidențială. Referendumul a eșuat. A eșuat și al treilea plebiscit din istoria țării, cel din 2010, atunci când autoritățile au chemat moldovenii la urnele de vot pentru ca aceștia să decidă dacă șeful statului va fi ales de Parlament sau prin vot direct în cadrul unui scrutin general. Prezența la vot a fost de doar 30%, referendumul fiind declarat nevalabil. După ce a preluat conducerea țării, în 2017, Igor Dodon a propus organizarea unui referendum cu 4 întrebări: reducerea numărului de deputați, împuterniciri suplimentare pentru șeful statului, anularea legii ce viza întoarcerea miliardului furat din sistemul bancar pusă pe umerii cetățenilor și introducerea în școli a istoriei Moldovei. Fusese stabilită și o dată, 24 septembrie 2017, însă scrutinul a fost anulat. Cel de-al patrulea referendum a avut loc în 2019, pe vremea Partidului Democrat la putere. Cetățenii au fost chemați la urne în contextul a două subiecte: reducerea numărului de deputați de la 101 la 61 și revocarea din funcția deputatului dacă acesta nu își îndeplinește atribuțiile. Peste 70% dintre moldoveni au votat pentru reducerea numărului de deputați, iar 80% au votat pentru demiterea parlamentarilor. După ce a trecut scrutinul, modificări în legislație nu au urmat.